până ajungeam la 12 la grupă, decât ca urmare a faptului, am plecat de la 1 la 2 la grupă. Dar s-a ajuns la 12 pentru că toți ceilalți din urmă luau admiterea și spuneau, zice, domnule, te duci la ursul, faci carte de să termină povestea. Da. Ai siguranța că ai luat la facultate. Corect. Problema 13, da. La pagina 154. 13 de la? 154. 154. În ipoteză, triunghiul ABC. Triunghiul ABC. AD perpendiculară pe BC. AD perpendiculară pe BC. De aparține lui BC. De aparține lui BC. Dacă AB la pătrat. Și mai am și condiția asta, da? Dacă AB la pătrat egal cu BD ori BC, să aflăm în concluzie măsura unghiului BAC. Măsura unghiului BAC. A, ce? Exact cu cine? Facem o triunghiere care? Sigur că da. Dar avem ca de terminat pe ce, nu? Da. Într-o triunghiere care duce mânățile. Da, da. Deci triunghi. Mare tare. A, B, C. Și ducem A, D. Perpendicular, aici marcăm acest lucru. Da. De pe BC. Avem și calitatea asta ca B pătrat egal cu B de orice de. Orice B. Orice B. Ori B ce? Da. Deci A B pătrat asta da. Egal cu proiecție ei. B de asta. Da. Ori BC. BC. Opa. Asta ce înseamnă? Da. Că AB e egal de AC. Da. Că AB e egal de AC. A, că unghiul, că AB, că ai unghiul din 90. Ăla. Că AB. Că AB e din 90. Și AB. Așa ar părea că se e din 90. Și doar ta problemă. Sigur. Că... Că ar putea să fie și ca... Ar trebui totuși să demonstrăm că... Oare are reciprocă? Teorema... Da, da. Dacă AB la A egal cu BD ori BC, atunci rezultă că... Nu te demonstrăm, doamnă. Asta trebuie să faceți voi. Hai să facem noi acum. Acum trebuie să faceți, că asta vă cere. Păi asta ne cere. Da, și apoi... Uite, măsura unghiului BAC, adică să demonstrați unghiului 90 de grade. Ba nu, ne cere cât e. Păi și 90. Dar trebuie să facem demonstrație. Totuși ce spune? Din 90 am terminat problema? Da. Conform, eu nu știu. Reciproci? Teorema lui Cătălin. Teorema Cătălin. Hai să o facem. Hai. Demonstrație, nu? Da, demonstrație. Dar nu prea trebuie. Cum să nu trebuie asta? Trebuie, da. Nu. Trebuie. Ne, nu știm care e reciproc. Poți spune o posibilă? Într-un de ACB, ABG. Domnul profesor spune. Deci, în triunghiul ABC avem AB la pătrat egal cu B de... Numai dacă știi că e unghiul drept aici. Să știi, trebuie să spune că e înălțime. Deci numai dacă știi că acela e drept. Adică A de pătrat egal cu... Tu ai relația, dar nu știi că e unghiul drept. Să nu merge triunghiul ABC, avem AD perpendicular pe... ABC, în triunghiul ABC... Da? Avem AD perpendicular pe BC. Da, avem, e corect. Și de aici rezultă... Nu de aici, nu mai este de aici. Numai dacă e dus dintr-un drept, rezultă cateta la pătrat egal. Trebuie să fie asta catetă, dar nu știi. Cateta e numai dacă sunt perpendiculare acolo. Deci nu poți să folosești să arăți că e perpendicular pe baza faptului că e perpendicular. Avem triunghiul... Conform reciproca de oriunghiul. Nu, păi reciproca, asta e la fie, asta care îl demonstrăm noi. Noi avem relația. Triunghiul A, C, D, e asemenea cu triunghiul D, A, B. A, C, D. Cu? E asemenea cu D, A, B. Și cu D, A, B. Și că... Stai secundă, Miruna. Ca să fie asemenea, înseamnă așa. A1 din 90, da. Și... Îți mai trebuie încă în unghi. Se face. Și A cu D cu D A B. Care? A cu D cu D A B. A cu D, ăsta de aici, cu cine? Cu D A B. Cu D A B, cu ăsta de aici.
Pe ce bază? Păi, între unghiul A cât D, A cât D plus... Măsura unghiului G plus măsura unghiului A egal cu 90 grade. Asta e și cu asta, deci 90 de grade. Și... La fel și cu unghiul B plus unghiul A egal cu 90 de grade. B plus ăsta la altul, al doilea? Da. B asta plus 1 și 2. 2. B plus 2, A deci 2. Deci B plus 2 fac 90 de grade. Da. Și rezultă din astea două că... Nu rezultă. Exact. Cum nu rezultă? Dacă ați demonstrat că triunghiul CAD e asemenea cu CAB... Nu, nu, dar degeaba relația asta, voi nu o folosiți. Păi, dar ce s-o folosiți dacă ai zis că nu folosești? Păi, ba da, păi inipoteză. Trebuie să o folosești? Păi dacă AB la 2 la cu 2, că răspundă că AB e la ce place. Trebuie să demonstrăm. A, să scriu, da, 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 da. Să scriu AB supra BD egal cu... Să o scriem altfel. Deci pe A, B pătrat egal cu B, D ori B, C. Pe asta o scriem echivalent cu într-o altă formă. AB supra BD. AB supra BD ori egal C, cu egal cu A, egal cu DC supra AB. BC DC supra AB. AB. Că numai așa, AB ori AB, prosul metru, egal prosul extremul. Da. Deci relația asta am transcris-o așa. Conform reciprocii teoremei că... Măi, lasă-o mă, că nu am nicio reciprocă, doar că am fost demonstrat. A, și acum AB ce... Ce spune AB? Avem ne trimiteți pe triunghiul ABC. Adică... Ne trimiteți pe triunghiul ABC foarte tare, mărătorul. Da, și BDA. Care sunt asemenea. Da. Stai să vedem. Păi unghiul de 90 grade. Trebuie să avem două. Deci ne trimiteți pe triunghiul ABC. Deci de aici triunghiul ABC trebuie să-l avem în vedere. Și triunghiul DAB. Și triunghiul DAB. Pentru că au unghiul de... Cele două triunghiuri. Au unghiul B comun și relația da, AB supra BD și... Au B comun. Deci au unghiul B comun. Comun și relația aia. Și latru unghi latru. Ce o zis, domnul profesor? Dacă avem aia așa, e latru unghi latru. Da, că e unghiul dintre ele. Da, avem latură, de... latură, latură, unghi, latură la caz de congruență. Da, 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 așa ne-a predat. Cu latură, unghiul, unghi, latură, latură, unghi, latură, și latură, latură, latură. Da, deci, da, de asemănare. Deci, păi la cazuri de asemănare. Unghi, unghi, latură, latură, latură și latură, unghi, latură. Cazul întâi este așa. Unghi, unghi. Două unghiuri congruente. Unghi, unghi. Care e cea mai folosită? Cea mai des folosită. Cazul 2. Un unghi câte un unghi congruent și laturile omologe proporționale. Laturile care formează unghiurile. Păi că A, B și A, B și C, B. Deci A, B și A, C. A, B și A, C din triunghiul A, B, C. Și A, B și A, D din triunghiul A, B, D. Și relațiile nu sunt omologe. Păi asta trebuie să vedem. Da, nu este latru unghi latru. Am înțeles, dar voi trebuie să înțelegeți așa. E vorba câte un unghi, în cazul întâi două unghiuri congruente, că al treilea vine până la 180. Corect. Nu spunem toate unghiurile congruente. Da. Că două sunt suficiente, că al treilea vine până în completarea la 180. Da. Cazul 2. Câte un, nu două unghiuri congruente, câte unul. Iar laturile care formează unghiul respectiv, adică da, unghiul și de aici. Cum se numesc? Păi, care caz este asta? Da, adică cum se numește? Deci câte un unghi și nu pot să spun laturile congruente. Relațiile congruente. Laturile care formează unghiul acesta să fie, să fie, să fie proporționale. Și cum îl botezăm? Deci cazul întâi, cazul întâi, care este cazul unghi, întâi? Unghi, unghi, da. Da, unghi, unghi. Cazul de asemănare, cazul de asemănare, hai să zicem așa. Da? Cazuri de asemănare. Cazul de asemănare. Cazul întâi.
două unghiuri, câte două unghiuri congruente? Hai să zicem, câte, da? Câte două unghiuri congruente. Unghiuri congruente. Deci, frate, latură, unghiulatură, într-un fel, la... Câte două unghiuri congruente, da? Unghi, unghi. Boteza, da? Unghi, unghi. Adică un unghi la un triunghi, un unghi la celălalt, al doilea unghi, al doilea unghi, da? Corect. Câte unghi, unghi, da? Cazul 3. Cazul 2. Cazul 2. Are câte un unghi, câte un unghi, în loc de două unghiuri, numai unul. Da? Și laturile, da? Deci, un unghi și laturile ce formează unghiul respectiv dintr-un triunghi și din celălalt triunghi. Da? Da. Laturile ce formează să fie proporționale. Deci, un unghi și laturile omologe, așa spunem că sunt laturile care formează unghiul respectiv dintr-un triunghi și în celălalt, prin cuvântul omologe, alea unghiului respectiv și laturile omologe, proporționale. Și atunci, unghiul ăsta fiind la mijloc, da? Unghiul fiind la mijloc, și punem laturile acelea, laturile, da? Dar A se face distinții, atenție, mi se stă pe chestia asta, a se face distinții între cazurile de congruență și cazurile de proporționalitate. Asemănare. Cazurile de asemănare și cazurile de congruență a două triunghiuri. Da? Deci nu ne gândim ca latura asta să fie egală cu latura cealaltă și latura aceea cu latura cealaltă. Da? Ci să fie proporționalitate. Pe asta mi se stă. Exact. De aceea. Numai că, datorită faptului că am un unghi și laturile respective care formează unghiul de o parte și de alta a unghiului, așa s-a acceptat numirea și a cazului acesta de asemănare. Latură, unghi, latură. Și un alt caz în care nu mai avem niciun unghi de data asta. Avem toate laturile proporționale. Da. Da? Atenție! Se înlocuiește cuvântul congruent cu proporțional. La congruență înseamnă raportul de proporționalitate este 1. Laturile sunt egale. Când raportul de proporționalitate aici este egal cu 1, de fapt n-am făcut decât să mă duc în cazul de congruență. Da? Asta e motivul. Și cazul 3? Cazul 3. Da? Câte două laturile proporționale. Toate laturile proporționale. Deci A, B supra A prim B prim. Dacă am notat A, B, C, da? Egal cu B, C supra B prim C prim. Și egal așa cu A, C supra A prim C prim. Nu, aici da? E cazul 2. Suntem în cazul 2. Aici. Suntem în cazul 2 pentru că avem câte un unghi B. Corect. Și laturile. Și laturile ce îl formează odată în A, B, C, adică în A, B, și A, C. Da. Și latura între unghiul A, B, D. Unghiul B format odată de latura A, B și C, B pentru triunghiul A, B, C. Da. Și pe urmă de A, B și DB. Pentru ADB. Pentru ADB. Corect. Da, pentru ADB. Și tocmai relația aia o avem. Și proporționalitatea o avem. O avem. Și atunci am zis așa, asta de aici plus unghiul B comun. Unghiul B comun. Ori așa, da? Unghiul B comun. Conform cazului care? Caz 2. Da. Cazul 2, sau cum spuneți voi, latură, unghi, latură. Conform acestui caz, da, triunghiurile A, B, D, ABC, da, este asemenea cu triunghiul A, B, D. D. Da? ABC este asemenea cu triunghiul A, B, D. Și acum, scriem proporționalitatea până la capăt. Corect. Asta de aici. Adică ne întoarcem și zicem
AB supra, deci rezultă din asta că AB supra BD egal cu BC supra AB și egal cu a treia latură AC AC supra AD supra AD. Da. Deci proporționalitatea tuturor laturilor. Da. Asta va determina să spunem că și unghiurile sunt congruente două câte două. B-ul era comun. Da. Unghiul B. Comun. Comun. Unghiul D. Unghiul D. Sau zicem acum, măsura lui D egală din cine? Din ABD. Da. ABD, triunghiul ABD era jos. Da. Lui unghiul D îi se opune AB. AB. Deasupra, deci atenție, foarte important ce vă spun acum. Descoper care unghi cu care unghi. Deci care unghi cu care unghi. Și atenție, aici a fost ce triunghi am avut aici? ABD. Aici ce triunghi am avut? ABC. ABC. Eu mă duc acum și insist pentru a vă spune care unghi cu care unghi. Deci din cele două triunghiuri. B-i comun, n-am ce face. Unghiul A cu unghiul D cumva. Ia să vezi cum fac. Mă duc la unghiul D. Da. Din ABD. Să uită spre AB. Spre AB. Unde am eu AB? Aici. Da. AB-ul ce are la numărător? BC. BC. BC-ul în triunghiul ABC cărui unghi se opune? A. Și atunci D se congruent cu măsura lui A. Da? Și egal cu 90, cum voi zice. Asta e. Că D-ul este de noi dus de 90. Dar nu explicați în data asta, domnul profesor. Da? Măsura lui D. Am înțeles. Eu n-am înțeles. Da? Egal cu 90 grade. Și atunci rezultă că și măsura lui A. Ce tare! Egal cu 90 de grade. Voi ați fost obișnuiți tocmai invers. Avem câte două unghiuri congruente și scriam proporționalitatea. Da, da. Dar acum faceți drumul invers. Din proporționalitate ne ducem pe unghiuri. Așa. Și despre B nu avem treabă. Da. Mai aveam două unghiuri de văzut. D-ul de aici cu eventual A-ul. Sau că du cu ce-ul putea să fie. Cu ce-ul, corect. Deci unul din unghiurile de acestea e congruent cu unul din celelalte două unghiuri. Că B-ul nu putea să fie. Da, AB nu e comună ambelor, domnul profesor, ambelor, dar doar AB e comună ambelor triunghiuri. Atenție mult ce fac. Eu știu sigur că jos am ce? ABD. ABD. Și m-am hotărât pe unghiul D din ABD. Din ABD? Corect. Pe unghiul D din ABD care se opune lui AB și caut AB-ul jos, în partea de jos. AB obligatoriu jos. Neapărat jos. AB-ul am de jos. Acum. Pentru că din ABD. AB și sus, știți? Pe din ABD. Da, din ABD. Da. Am înțeles acum. Deci caut pe AB din ABD că AB, jos. Da. Aha, gata, am înțeles. Da? Dacă e din ABD, gata. Păi asta e ideea. Deci eu acum vreau să leg un unghi al lui ABD și m-am decis la unghiul D. Mă puteam decizi și la unghiul A. Tot acolo. Asta e ideea. AU. Tot din ABD. Tot din ABD. Aha. La ce se uite? La DB. Și au DB pe aici. Acolo. DB. Da. DB-ul ăsta, are numărător pe AB. Dar AB din triunghiul mare. Corect. Sunt unghiul ce? Gata, ăsta de aici. Ăsta de aici. Da? Da. Ăsta e cât ăsta. Super. Da? Da. Așa, asta e șmecheria. Ale... Like și share. Da? Deci așa asta chestie nu vă era deloc. Da. Pentru că... Dar nu, asta mi-a plăcut maxim, chestia asta. Și mie la fel. Unghiul D, m-aș fi gândit că se uită spre AB, spre latura AB e comună și lui ABC, se uită unghiul din C, m-aș fi dus spre C. Vezi? Da. Te păcălești. Da. Deci, insist încă o dată. Eu știu că am ABD jos.
corect, triunghi. Da, triunghi. Deci după ăla ne orientăm. Deci l-am pus pe AB de jos și pe AB ce sus. Da. Cum unghiul ăsta din 90 de grade este din A, de B. Deci, insist, cum este din A, de B, el, ăsta din 90 de grade, are în triunghiul ABD pe AB ca latură opusă. Corect. Da. Și voi căuta latura asta AB jos. Și mă duc la cele trei și văd AB. Dar AB are la numărător pe BC. Iar BC e privit din unghiul din A. BC este privit în triunghiul ABC, că sus avem pe ABC. Corect, de unghiul din A. De unghiul din A. Și iată de 90 de grade. Și l-am făcut așa de 90 de grade. Ce tare, super. Nu uitați de like și share pentru asta. Mai tare! Da. Mai tare, mai convingă! Nu uitați de like și share! Așa, mă, că este momentul cel mai frumos al lecției. Cel mai super, deci da. Nu știam să fac. Mai avem pe 5. Da. Doar atâta. Deci, așa este regiune. Eu zic că apă la 2 egal cu bă de orbă, că rezultă că un iai din 90 de grade, pur și simplu. Nu ne-a explicat, n-am făcut. Deci nu s-a insistat pe treaba, pe chestia cea mai finuță. Da? Chestia cea mai finuță. Finuță, cum anume alegem care unghi cu care unghi. Când aveam unghiurile, duceam după latura. Unghiul ăsta cu ăsta, ăsta se uită la ăsta, ăsta se uită la ăsta, deci ăsta vine raportul. Da. Da? Dar reciproc acum. Asta trebuie să prinde foarte bine. Și asta așa că ne-a rășit că au din 90 de grade și asta trebuie demonstrat. Asta trebuie demonstrat, corect. Da? Asta trebuie să spun. Cât este asta? Răspunsul 90 de grade. Da? Super. În baza acestui. Super. Da. Și ultima problemă. Da. Și ultima problemă. Am supraviețuit. Da. Fără nicio sancțiune, sancționat. Da. Până acum decurge bine. Trebuie să-l citesc la ca să o auziți. E problema. Da. Hai mă, să mă obișnuiesc așa cu cititul tău. Triunghiul la bucă, cât perpendicular la bă, dă bă 4 cm, a de 12 cm, cât bă 8 cm. Ce crezi că înțeles, domn profesor, aici? Că așa, asta, bă, să știi, în timpul ăsta, hai să spun ce este. În timpul ăsta, căutam unde e prosopul verde, ca să șterg tablă. Știi, abia când începe să scrii ipoteza, și atunci prind o parte din problema. Că vedeți ce fac eu acolo? Îmi spune, se dă un trapez. Imediat mă gândesc și acolo, nu știu ce proprietăți am și așa mai departe. Se dă un ca să pot să prind o parte din ipoteză. Nu poți prinde la prima citire, la a doua, la a treia. Abia când începi să faci figura și începi să problema să... Curvă. Începi să pătrunzi așa în tot ce înseamnă partea care ți-o dă autor, ipoteză. Problema 15 de la pagina 154. În ipoteză, triunghiul ABC. Aș vrea să spun încă ceva apropo de chestia asta. Am făcut niște lucruri așa în general, care sunt ca și inovații în matematică. Bunar am introdus acum recent, alaltă seară sau luni seara, noțiunea de derivată într-un mod unic. Nu există în literatura de specialitate modul în care am introdus-o. Cum? Nu vă pot spune vouă acum. E clasa 11 sau... E clasa 11. Ceea ce v-am rugat eu pe voi este să vă fi dus la lecția parcă 20, să vedeți extragerea algoritmului, radicalului de ordin 2. Algoritmul de extragere. Da, e algoritmul de extragere. Dar să vedeți că e un mod unic fac chestia asta. Toți ceilalți se prezintă cum se face, exact. Dublează, nu știu ce, nu știu cum. Nu, domnule. De ce dublăm? Nu? Vă amintiți când o să extragem din roșu să vă arat chestia asta. Exact cum i-ați explicat. Nu știu dacă am să pot să redau tot așa, dar este în film la lecția 20. Este, măi, la lecția 20 și o vezi. Păi ne uităm. Uită-te. Așa. Este momentul acela de inspirație. Bun, exact. Când am putut să prind esența problemei. Nu tot timpul mesă. Să înțelegem foarte bine. Dar am această preocupare de a face lucruri nefăcute de nimeni vreodată. Deci literatura de specialitate nu-mi prezintă chestia aceea și nici cu derivata că nu s-a ajuns din clasa 11, decât într-un mod foarte dificil de prezentat. Ei, am găsit ideea de unde să plec.
Și acum mă întorc la problema asta. Nu poate de triunghiul ABC. Triunghiul ABC. CD perpendiculară pe AB. CD. CD perpendiculară pe AB. Da. BD 4 cm. BD egal cu 4 cm. AD 12 cm. 12 cm. CB 8 cm. CB 8 cm. Să o calculăm în concluzie pe AD. CB. 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 Așa. CB. Să o calculăm pe AC. AC egal cu 5. Deci un triunghi. Da, e frumos. Doamne, știi că dacă să spui tot timpul așa, chiar primești la arbitru la domnilor. Deci un triunghi oarecare. A, B, C, C, D, perpendicular pe AB. Adică din C, nu ducem așa. Nu ducem așa. Perpendicular, drumul cel mai scurt. Da? Uitați-vă. Drumul cel mai scurt. Adică cu echerul trebuie să vă duceți așa și fie aici 90 de grade. Da. CD. BD 4. BD, știu că este de 4. 4 cm. AD. 12, nu? Nu a ieșit din plus. E bine, e bine. Nu contează. E bine și așa. Pentru calcul e bine. Ne închipuim că 12. Probabil trebuie să schimb pe A cu B. Da, da. A cu B. Nu contează. Hai să schimb, că nu se întâmplă nimic. A, B e 16. B aici, nu? Deci B, A, B, D. A, D, acum? A, D, 4. B de 4 și D A 12. 12. Deci rezultă că AB e egal cu 16 cm. Pe AB ai pus-o, ai reușit să o prinzi. Da. Dacă... Stați mai puțin, CB ne mai dă o problemă. CB e 8. CB 8. CB 8. Observăm că CB ori 2 egal cu BA. CB ori 2. Ori 2 egal cu BA. BA 16, da. Și mai avem... Deci Mirina vede aici că 4 și cu 12 fac 16 și ar fi dublul lui BC, nu? Da. Da. Știm că DB este 4, BC este 8, avem triunghi dreptunghic. Da, aici este dreptunghic. Da. Deci măsura lui DAC... măsura lui DCB va fi de 30 grade. E tare chestia asta. Deci într-un triunghi dreptunghic care e o catetă e jumătate din ipotenuză, că asta e ipotenuză, unghiul ăsta e de 30 de grade, da? Observație bună. Și ăla e de 60. Care e de... Asta de aici? Da, asta de aici de 60. De acord. Măsura lui DBC D, B, C e de 60, atunci, cum avem triunghi dreptunghi D, B, C... Domnul profesor. Nu. Domnul profesor, triunghiul B, D, C nu e asemenea cu triunghiul B, C, A și... B, care? B, D, C. Da. Asemenea cu B, A, C. B, A, C. Are pe B comun. Da, și unghiul C. Nu mai am... Nu-i de 90 de grade aici. Nu-i de 30. Deci nu am niciun motiv să mă duc așa. Vedeți? Deci tu ai fi avut dreptate dacă ar fi fost un ghiuce de 90 de grade. Da. Dar să jucăm... Și cred că trebuie văzut, domnul profesor, cu unghiua cât are unghiua? Tot 30. Tot 30. Normal. Pentru că 12, 16 și cu 8... Deci... Dacă s-au pus unghiul de 30 de grade, e jumătate din ipotenuză. Da. Dar stai puțin, că unghiul C n-are 90, nu? Nu, dar unghiul D, C, B are 30, pentru că am avea... D, C, B, da. D, C, B are 30, C, A, C, și D, A, C are 30. Și D, A, C, de ce?
Pentru că AB are 16 și BC are 8. Da. Da. Și numai cateta opusă în mănăunghi 30 de grade, jumătate din ipotenuză. Și avem triunghi. Dar nu sunt ipotenuză, mă. Că ABC, că BC are dreptul. Dar BA nu e ipotenuză în triunghi sau... Sau știm asta, nu? Noi avem DA egal cu 12. Puteți să ne ajutați puțin? Stai puțin, Ari. Nu, nu, nu știm. Că deocamdată suntem în tatonare, da? Hai să vedem. Între unghiul D, B, C. D, B, C. D, B, C. D, B, C. Noi am zis că unghiul D, C, B are 30 grade. Da. Da. Între unghiul A, B, C. A, B, C, da. Avem D, B A egal cu 16 și B, C egal cu 8. Da. Și avem unghiul de unghiul A, B, C de 60 grade. A. B, C de 60 grade. De 60 de grade, da. Știm că aria, știm că unghiul D, C, A e de 60 grade. D, C, A, nu știu. D, C, A de 60 grade. Haideți să ne legăm de chestia asta, adică... B e un comun al lui B, D, C și B, A, C. Păi dacă e comun, să vedem și laturile. Și dacă cumva laturile omologice sunt proporționale, atunci sunt asemenea. Păi sunt proporționale. 4, 4 pe 8 egal cu... Mă, eu mă duceam pe unghi, dar nu știu de ce. Atenție! Deci, fie triunghiurile, triunghiurile, BDC, BDC și triunghiul, BK. B, C, A. Hai să vedem. Și avem un B comun. A. Da? A zis A? B, D, C și A. B, D, C și B, C, A, da? B, C, A. B, 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 B comun. Un comun. Și D, B pe B, C egal cu... Și laturile acestui în comun să le facem laturile omologice, da? Hai să vedem. B, D. Deci B, D, C îl lăsăm la numărător. Da? B, D, C sus, da? Da. B, D, pe B. Hai să zicem B, D, Miruna. Uite așa, B, D, egal cu... D, C. D, C, egal cu... B, C. B, C. Și avem B, D, pe... B, D, pe B, C. B, D, care se uită spre unghiul... Ce? Ăsta. B, D, pe B, A. Mai întâi că unghiul B e comun, da? Unghiul B spre, se uită spre DC. Da. DC e sus, da? Da. Și se, între unghiul mare este AC. Deci, între unghiul B, DC, între unghiul B, DC, B se uită spre DC. B se uită spre DC. Între unghiul BK. În BK se uită spre AC. Spre AC. Deci acolo, AC. AC, da? Da. Zis... BD se uită spre unghiul C. BD se... Unghiul C se uită spre BD. Unghiul C se uită spre BD. Are 30 de grade. Da. Și BD cât l-am... ar fi bine acum să scriem relațiile acestea. Eu nu știu cine să, spre cine, pe cine să spun la, la B de dedesubt. Da, că nu știm care, unde e 30 de grade. În ce pe DC. Da. BD e pe DC. Deci, BD... E pe DC. Dacă rezolvăm problema, așa e. BD... Se uită ăsta da, din e pe DC, sigur. Și ăla e de 30 de grade. Vedeți că și pare, domnul profesor, să fie AU e de 30. Da. Da. 4. VD e pe DC. VD pe? DC. DC. C. DC din cine, Miruna? Pe, din ce triunghi? Păi
BD, când ai zis BD și DC, BD și DC, când din vestea aceeași triunghi. Da, e din vestea aceeași triunghi, da. Păi am luat triunghiile... BD, BD ce este la numărător? Și BD, Miruna, și am făcut o latură din triunghiul ăsta. Pe BC. Pe BC a vrut să zic, nu pe DC. Pe BC, așa. Pe BC, dar aici nu știu dacă este mărimea corectă. Iar cealaltă, BC și AB. Pe AB, da. Așa. Da. Hai să vedem dacă aici este corect. BD, da. BC, iar cu BC pe AB. Da. Că este da. Sunt o latură de omologie. Adică da, BD pătrat. Nu, nu, nu. Locuim pe BD, AB. 4 supra 8. 8 egal cu 8 supra AB. Egal cu 8. 8. Supra AB care e 16. 16. Și e adevărat. Da? Corect. Deci este semnatul de omologie. Da. Dar ca dimensiuni, îmi permis să spun că relația este corectă. Da. Și atunci, numai asta și cu asta folosim. Și cu unghiul de B rezultă că... Și cu unghiul comun. Așa, așa. Deci, o șterp asta. Și spun, cu B comun și avem de desubt BD, B comun și BD supra cine a fost aici? BC. BD supra BC. Este egal cu BC supra AB. BC supra AB. Da. Și egal cu... Echivalent cu a spune că numeric acum. BD. 4 pe 8. Trebuie să asigurăm chestia asta. 4 pe 8 egal cu 8 pe 16. Egal cu 8 pe 16. Așa. Rezultă. Din astea două rezultă... Că triunghiurile sunt asemenea, nu? Că triunghiul, da, triunghiul... BDC. BDC. Este asemenea cu triunghiul BCA. E asemenea cu triunghiul BCA. Conform cazului 2, nu? Da, cazul 2, da. Cazul 2 de asemănare. Latură, așa, cazul 2, cum a spus voi, câte o mâini și laturile omologie proporțională. Și atunci, fiind asta adevărată, îmi permis să merg cu egalitatea tot celor raportul. Până la capăt. Da. Adică voi spune acum BD supra BC egal cu BC BC supra AB. AB și egal cu a treia la BD AC supra DC. Ba nu, DC supra AC. DC supra AC. AC. Știm cât e BD, BC și la B. Și acum zicem aici cât este 4 pe 8, adică 1 pe 2, egal cu 1 pe 2. Corect. Da. Și zicem, de ce? O știi pe de ce? Nu, de ce, de ce, de ce? De ce? Da, da. Nu. Ce de ce? De ce, da? Nu știm, dar le știm pe celelalte. Dar o putem afla pe de ce. Înălțimii, da. Da. Teorema înălțimii. Deci, de ce pătrat? De ce pătrat este egal cu produsul BD? Egal cu BD, BD ori e DC, doar DA. 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 4, 12. Egal cu 4 ori 12 și egal cu 48. Da. Și atunci DC simplu va fi egal cu radical din 48. E 6 radical din 3 4. 6? Nu 6. E 16 ori 3 și 4 radical din 4. 4 radical din 3. Am mai avut o altă asta. Da. Și atunci înlocuim. În loc de DC punem 4 radical din 3, nu? Da. 4 radical din 3. Supra AB. Supra AC, pardon. Da. Supra AC egal cu 1 pe 2. Supra AC. AC, uite. Da, mă, și AC iese imediat. Da. Deci se rezultă că AC egal cu 16 radical. Nu, nu. 8 radical din 3. 8 radical din 3, termina problema. Da, da, dar nu știam zicem că AC la 2 egal cu 12 16. AC la 2. Egal cu 12. Nu, Miruna, că trebuia să stabilim că unghiul ăsta e de 90 de grade, da? Păi e. Este acum. După asemănarea este asta de aici. Da. Este că e de 90. Deci după asemănarea asta da. A triunghiurilor respective, poți continua și să spui și unghiul să comprezi 90 de grade. Și atunci unghiul ăsta vine cât ăsta. Exact. Da. Atunci te duci pe catetă. Da. Deci și pe numai catetă e foarte bine. În concluzie, în cazul la șișer. Da. La final. Țineți minte că nu numai în seara asta discuția purtată. Corect, da. Deci asta rămâne definitivă în toată perioada care nu întâlnim. Deci da, încolo... Ați auzit?
Să facem sinteză. Dacă v-ați plăcut, v-ați susținut, după și mă o zi, ședință. Liber. O zi se culcă, domnul profesor. Deci, la o ședință nu facem. Facem sinteza? Facem sinteza? Da, da, sinteza. Da. Dar ale, nu avem toți patru. Este exclus asta. Da? Ia, adică o problemă. O problemă limită. Da, tata 11 ce-ai sancționată toată? Da. Pe cine ați sancționat? N-a venit nimeni. Fratele tău. Dar ce am făcut? Fratele tău? Ce am făcut? Nu am nicio treabă. Să-ți plăcești la ești. Și atenție. Și ce ai spus? Eu spun un lucru. Dacă te duci la un medic, asculți rețeta care ți-o dă. Uh-huh. I-am spus, vino aici, că trebuie luate lucrurile de jos. Nu înțelegi-mă, operați cu frac, nu înțelegi-mă. N-am cum să fac la nivelul acela. Deci, dacă am stabilit așa, am stabilit-o pentru că am o idee, am modul în care se poate rezolva problema. Dacă vrei să-l ajuți pe cineva, îi spui ce are de făcut, pașii pe care trebuie să-l parcurge, da? Și dacă nu-i parcurge, nu am ce să discut în continuare. Adică vinem și ne plictisim, el se plictisește, el nu înțelege acolo. N-are, și eu înțeleg de ce nu înțelege. Pentru că n-are lucrurile de urmă. Și nu poți. Am avut într-o seară o experiență de așa, așa e și el, la același nivel. Păi, n-ai de un să-l agăți. Te uiți, te uiți așa și nu ai nicio șansă. Deci câte vreme nu sunt respectați, nu mi se respectă cuvântul pe care îl dau și ideea pe care o am, nu pot să continui. Și Cosmin și Andreea sunt penalizați? Nu, Cosmin și Andreea, faptul că au văzut, nu s-a speriat. Au văzut acum. Au văzut despre ce este vorba, în sensul că la clasa... te duci la clasă, acolo mai tolerează profesorul care are contract. Dar de ce se tolerează asta? Chiar asta că... vis-a-vis de Tibi, dar vis-a-vis de ceilalți doi n-au mai venit, nu? Nu, probabil că e a treia zi s-a întâmplat ceva, au plecat cu Tibi Andreea, ca să vă spun. Da? Și să-l consoleze, probabil. Și atunci povestea este... Și astăzi e Dragobetele, domnul profesor! E Dragobetele la români! Mamă mia! Am înțeles, da. Iza, matematica. Hai să ne registrăm. Opa! Să facem sinteza. Că n-am oprit, domnul profesor. Da, n-am zis nimic. Deci, ce-am făcut noi? Deci, am făcut așa, teorema catete, teorema înălțimii, cazuri de asemănare. Am făcut multe. Așa. Teorema catete, teorema înălțimii, cazuri de asemănare, reciproca teoremei. Recipročila se. Da. Recipročila. Am două. Da. Recipročila. Recipročila. Teoremelor, catetei și teorema înălțimii. Da. 3. Cazuri de asemănare. Cazuri de asemănare. Și am și buchisit aici cum anume gândim fiecare în parte. 3, 4. Da, corect. Trapez. Izoscel, dreptunghi. Proprietăți. Trapez. Drepturi. Proprietăți. E frumos, mă, de Dragobete, să fii. Proprietăți. La prof, la mate. Paralel. 3, 4, 5. Am asta fost, nu? Și au mai fost o serie de lucruri. Probleme, da. Legătură cu asta. Hai, nu uitați de like și share. Da, de like și share, da. Da, hai zi, spina lui Adi. La revedere, vă mulțumim că l-ați urmărit pe proful online și vă dorim o seară plăcută în continuare. Nu uitați de like și share. De nu vrei să